Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi am să dau sirop la albinuțe, cum tot dau de câteva zile. O să aduc sticluța. Este destul de frig și ce putem face? Nu putem face mare lucru decât să dăm sirop la albinuță. Și precum știam eu înainte, punem un pic cablurile astea deoparte că înregistrăm sunetul. Iată cum dau eu sirop. Știți că am făcut teste, tot felul de teste, și acum am ajuns la un ceva foarte simplu. Iată sticla unde am avut-o, este goală. Luăm următoarea sticlă, facem vid un borcan ca să nu curgă sirop, punem pe colonie și am terminat. Dar una peste alta sunt vremuri grele pentru albinuța. Și am decis să vă zic o povestioară, că omul nu crește albine de când e lumea. Adică albinele au fost separate și omul separat. Și cum a început totul? Fiindcă ele sunt ființe biblice, normal că are de-a face cu creștinismul, cu credința. Și cum s-a întâmplat acest lucru? La începuturi, omul nu știa despre ce-i treaba cu albinele și a decis în felul următor. A găsit albine într-un copac, a tăiat copacul respectiv și a dus albinele în zona gospodăriei lui. Acolo a stat el cu albinele ani de zile, nu le-a luat mierea, îi plăcea doar să vadă cum zboară aceste ființe în jurul casei lui. Și s-a întâmplat într-o zi că omul a trebuit să plece prin deșert și mergând el așa prin deșert s-a rătăcit. Și ce s-a întâmplat? Omul a stat câteva zile, suferea de sete, de foame, nu mai avea nimic, s-a prăbușit în nisip și a început să se roage la Dumnezeu și l-a rugat pe Dumnezeu să-l ajute. Cum să-l ajute? A zis: Doamne, dacă mai am zile și pot să trăiesc, salvează-mă, dacă nu, ia-mă la tine. Și astfel a procedat omul. Au trecut câteva ore, după care dintr-o dată s-a întunecat cerul. Și a început să pice din cer apă și miere. Iar omul, când a ridicat privirea spre cer, a văzut albinele deasupra sa. După ce s-a întărit consumând miere și apă de la albine, acel roi de albine a stat pe loc până s-a ridicat omul să poată să le urmeze pe albinuțe. Și omul a început să urmeze albinuțele, s-a dus după el. Astfel albinuțele, roiul de albine l-a dus până acasă. Deci iată, trebuie să înțelegem un lucru. Într-adevăr e greu, e
greu să întreții o familie de albine, fiindcă nu este, să zic așa, numai zile frumoase. Uite, de exemplu, este o primăvară foarte capricioasă. E destul de greu să întreții, trebuie să ai miere de anul trecut, sau cei care au început apicultura anul trecut probabil nu au miere, au doar zahăr, sunt nevoiți să folosească zahăr. Dar tot timpul cei care reușesc să îngrijească albina trebuie să înțeleagă acest lucru, că albina îți mai și ea. De fapt, noi luăm doar surplus și le îngrijim, adică cât e în plus, noi le luăm. Da, problema este că totul a devenit numai despre bani, a devenit vorba totul. Totul e numai despre bani. Eu v-am zis această povestioară fiindcă și eu am avut un miracol, așa zis, cu albinuțele astea. Acum stau și mă gândesc că în anul în care m-am îmbolnăvit eu, s-a întâmplat astfel ca și albinele să le pierdă. În acela, normal că albinele am început să le pierd înainte să fiu diagnosticat că sunt bolnav și este nevoie de o anumită intervenție chirurgicală. Dar eu nu puteam să îngrijesc albinele în anul următor, deci aveam 56 de colonii și nu le puteam îngriji. Și iată că albinele au decis în acel an, mai cu voie, mai fără voie, așa s-a făcut întâmplarea, că au pierit și ele, m-am îmbolnăvit și eu, iar următorul an am luat-o de la început, atât cât mi-a permis sănătatea. Hai să mergem mai aproape la acea ladă și cu asta o să închei filmarea, să vedeți cum e și mai aproape. Ia să vedeți. Așa. Cam așa. Dacă mă tot întrebați de lanțuri, eu le folosesc. Așa m-am obișnuit și le am și le folosesc. Dacă tot le am, le voi folosi. Iată. Vedeți? Foarte ușor, deci e goală, vă asigur că a fost plină, așa cum le pun și peste altea. Iată așa. Facem vidul cu borcanul, adică în borcan. Siropul ăsta care îmi rămâne în borcan, mâine le dau la o colonie care are mai multă nevoie. Iată, o găurică acolo în folie, se pierde o mică cantitate de căldură, dar nu deschid toată colonia, nu toată suprafața, nu o deschid. Am și mai puternici și mai slabi. Acum vom vedea când o da căldura ce e prin ei, că eu de 3 săptămâni am făcut numai câte un diagnostic la unul, la altul, să văd cam un fel de sondaj. La cei din spate cel puțin n-am umblat deloc de 4 săptămâni, tot frig, n-avea rost. Bun, cam atât, ați văzut cum decurge lucru. Acesta
facem tot la două zile, până data viitoare, numai bine, să fiți sănătoși!